soția lui Helmut Ducadam, mărturisiri dureroase după moartea eroului de la Sevilla. Moartea lui Helmut Ducadam i-a șocat pe toți românii. Soția sa, Alexandra Ducadam, a mărturisit pentru Digisport că Helmut Ducadam a pregătit-o încă de când a luat-o de soție pentru momentul morții sale. Fostul mare sportiv a informat-o de la început că e bolnav. S-a internat pentru o durere de spate. Un răspuns exact nu aș putea să vă dau în legătură cu cauza decesului. Cert e că toate s-au întâmplat așa. Au venit tăvălug problemele. Nu am fost pregătiți. Dacă până acum la operații, la ce a mai avut el? Am luat în calcul că s-ar putea să nu reziste. De data asta a fost fără preaviz. Pur și simplu s-a întâmplat. S-a internat pentru o durere de spate. Miercuri spre joi, l-au luat niște dureri îngrozitoare. Am mers la urgențe. O infecție. De unde a plecat? Cum a migrat? Nu știm. A făcut și 5 stopuri cardiace. La ultimul nu a mai rezistat. Atât a putut să lupte. M-a pregătit de când m-a luat de soție. Mi-a spus că e un om bolnav. I-am promis că o să trecem împreună peste toate. Vom face tot ce putem pentru a-i cinsti numele. A spus tot timpul că singura lui avere e numele său și vrea să-l păstreze intact. Și a reușit. Cred că a fost un om iubit. Oriunde mergeam, lumea își dorea să-i strângă mâna, a precizat Alexandra. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Helmut Ducadam, care a murit luni, la 65 de ani, a fost depus, marți, la sectorul VIP, al Arenei Naționale,